Un proiect de ordonanță de urgență pe care ar trebui să-l cunoaștem cu toții. Atenție, reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor, după o perioadă de 60 de zile de la scadență, devin fapte de evaziune fiscală, se pedepsesc cu închisoare. Ați auzit bine? Închisoare de la 1 la 5 ani, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat deja de Ministerul de Finanțe. Necesitatea unui astfel de proiect este o mai bună colectare a sumelor la bugetul de stat, în condițiile în care astfel de pedepse descurajează sustragerea de la plata impozitelor. Avem o legătură telefonică directă cu analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua, domnule Negrescu! Și eu vă mulțumesc că suntem în ziua în care putem vorbi despre pedepsa cu închisoarea pentru neplata și are fundamente economice. Nu poți să ameniți cu închisoarea patronul unei firme sau administratorul unei firme sau chiar o persoană fizică, pentru că se referă inclusiv la persoanele vice care înregistrează venituri din drepturi de autor sau din alte surse. Deci, practic, nu poți să ameniți aceste persoane cu închisoarea pentru că nu își plătesc taxele la timp. De ce nu își plătesc taxele la timp? Pentru simplu motiv că nu au bani. De ce nu au bani? Pentru că, din păcate, în economia românească, blocajul financiar s-a accentuat. Suntem la 4.300 de miliarde de blocaj financiar, un nivel istoriei. Adică firmele nu își plătesc facturile dintre ele pentru că nu au bani cu ce să le plătească. Păi și dacă firmele nu reușesc să facă acest lucru, cum poți să ameniți cu închisoarea niște contribuabili? Nu vei face altceva decât să crești evaziunea fiscală în loc să o scazi. Domnule Negrescu, l-am auzit astăzi pe premierul Nicolae Ciucă empatizând, arătând înțelegere față de agenții economici care au trecut printr-o perioadă grea în vremea pandemiei, știm cu toții, Uniunea Europeană, Occidentul, ca să spun așa, state occidentale s-au dovedit a fi mult mai încurajatoare față de sectorul Horeca în raport cu România. Au primit ajutor semnificativ cei din industria aceasta ospitalității, de exemplu, să dau doar un exemplu, față de ceea ce s-a întâmplat în România. Bun, înțelegem că e nevoie de bani la buget, dar această sperietoare a închisorii nu se contrazice puțin cu deschiderea față de antreprenori pe care ar trebui să o arate statul? Așa este, cu siguranță măsurile necesare în această perioadă erau de relaxare fiscală, de a oferi practic companiilor posibilitatea de a folosi bani inclusiv pe cei care îi datorează statului pentru a-și echilibra bugetele, pentru a-și avea cu ce să plătească salarii, avea cu ce să-și plătească furnizorii și serviciile mai departe. Nu de accentua blocajul financiar, pentru că ce vor face în momentul de față cei afectați de această măsură? Pur și simplu nu vor mai plăti. Sau vor ține banii pentru a avea cu ce să plătească statului ca să nu se trezească cu dosar penal. Iar acest lucru va duce la accentuarea blocajului financiar din economie. Acum trebuie să ridicăm povara fiscală, să încercăm să ajutăm firmele, în niciun caz să punem biciu pe ele, pentru că prin această măsură nu facem altceva decât să accentuăm economia subterană. Oamenii să fie plătiți la negru, firmele să evite plata și eliberarea unor facturi, de teamă că nu vor avea mai departe cu ce să plătească taxele și impozitele către stat. Vreau să vă mai întreb ceva. Perioada aceasta de 60 de zile, pentru că înțelegem că neplata impozitelor după o perioadă de 60 de zile ar putea să se incrimineze ca fapt de evaziune fiscală, să fie pedepsit cu închisoare de până la 5 ani. Cum vi se pare această perioadă de 60 de zile? De ce a stabilit Ministerul de Finanțe această perioadă? E o bună întrebare, în condițiile în care în momentul de față plățile în economie între companii se fac undeva la nivel de 180 de zile. Sunt companii care percep facturile și încasează banii după 6-7 luni de la emiterea facturii. Vă dați seama că în acest moment, în condițiile în care aceste firme nu reușesc să-și recupereze banii din piață, în urma serviciilor și produselor vândute, cum vor reuși în termen de 60 de zile de la termenul de plată să achite acești bani statului? De unde îi vor lua? Probabil din evaziune, adică din bani de la negru, se vor împrumuta de la bancă la dobânzi foarte mari sau pur și simplu vor pune lacătul pe ușă pentru că nu vor putea să facă față acestor presiuni din partea statului.
Îmi e teamă că la acest lucru se va ajunge și mi-e teamă că, din păcate, oamenii de afaceri se vor simți timorați și cu siguranță se simt deja, iar neîncrederea în evoluția economiei se va accentua, iar asta se va face prin scăderea investițiilor și prin mai puține locuri de muncă. Practic vom avea disponibilizări și vom vedea că din ce în ce mai multe companii evită să facă, să-și dezvolte business-urile. Iar asta va afecta pe lanțele economice, bineînțeles, și statul, care trăiește din taxele și impozitele percepute în mediul de afaceri. Știți, e foarte interesant faptul că chestiunea aceasta a certificatului verde este supusă dezbaterii publice, se ajustează, se recurge la acord fin, iar un astfel de proiect de ordonanță de urgență a fost deja publicat de către Ministerul de Finanțe și ne vizează pe toți, pentru că e vorba despre taxe și impozite pe care le plătim cu toții, și cei care am avut COVID, cei care n-am avut COVID, cei care suntem sau nu vaccinați, și chestiunile astea nu fac deloc obiectul dezbaterii publice. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Negrescu.